Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Samsung Gear 360 e unul dintre acele gadgeturi care mi-a încins cel mai tare imaginație atunci când l-am văzut. Prima dată prin primăvara lui 2016. A durat foarte mult până a ajuns la noi și am tânjit după el. E genul ăla de chestie nou-nouță pe care o vezi pe la alții și vrei să apară și la tine. În august era la vânzare, cu cu Vai a ajuns în America, apoi l-am mai văzut prin Asia și la noi abia în decembrie. Acum este disponibil și pe piața de la noi și cred eu că merită atenție. De aceea revin la el, pentru că m-am și jucat cu acest Gear 360 în ultima perioadă și hai să vedem un pic ce-l face atât de interesant dincolo de aspectul ăsta de roboțel extraterestru. Și cam așa vine, într-un ambalaj cu carcasă din policarbonat transparent, scrie Samsung Gear 360 Immersive 360 Cam, high-res video and photo și o parte dintre specificații. Ah, și uite ce scrie aici, asta e o chestie interesantă. Samsung Gear 360 Manager, available for Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Note 5, S7, S7 Edge. Nu apare Note 7 în listă. Bun. Opa. Îmi place ambalajul ăsta. Camera vine direct în suport. Are un mini trepied de genul ăsta care poate fi folosit și pe post de mâner, cam așa, dar și pe post de trepied. M-a atras foarte tare la acest suport atenția la detalii a corenilor. Pe interior, piciorușele au niște bucățele de cauciuc astfel încât să fie aderente și atunci când pui pe masă să nu facă clonc cu plastic, ci doar să atingă pe cauciuc. Și suportul ăsta o să-l ajute să facă poze bune în momentul în care pui camera undeva. Pentru că o pozele 360 ai nevoie să pui camera în mijlocul acțiunii. în alt fel de a face conținut. Nu e la fel ca la filmările tale obișnuite. Totul se vede de jur împrejur. Nu mai trebuie să te asiguri că te uiți către partea care trebuie. Trebuie pur și simplu să faci ori așa cu mâna, ori să o pui în mijloc ca să te vezi tu cu toți prietenii. Este destul de fișai, dar o să intrăm în detaliile astea. Însă pe mine mă interesează, vă spuneam, în primul rând acest suport care pur și simplu se înfiletează și poți să scoți camera, să o pui pe masă, să zicem, deși pozele nu vor ieși prea interesante așa, însă pentru că are acest filet, poți să folosești așa ceva, exact cum am făcut și eu. Și dintr-o dată camera asta poate fi uh, întinsă la distanță mai mare de tine și poți să prinzi și mai multe lucruri, cam așa. Sau așa. Sau... da, Ia uite-l. Eu sunt colecționar de accesorii pentru camere, am o un rastel întreg, ba chiar două. Și acest selfie stick e una dintre cele mai bune investiții pe care le-am făcut. M-a costat o avere, 14 euro, acum vreo 3 ani. Însă, faptul că are acest, acest șurub se potrivește pe piulița camerei și îmi permite să fac mult mai multe lucruri cu ea. O să vă arăt ce filmare am făcut însă și dezavantajul unui de astfel de accesoriu apare că se va vedea în cadru puțin ciudat în anumite momente. Detalii imediat. Așadar, camera cu acest mini trepied și în forma asta este suficient de compactă încât să o iei în buzunar și să pleci cu ea sau să o pui în bagaj. Ce altceva mai avem aici? În interior o mulțime de accesorii. Am o curelușă tipică de la Samsung din piele pe care pot să o prind de undeva de pe aici. A ah. Dacă scot asta poți să prind acolo de sub, găsesc eu un loc. Important e că am o curelușă la dispoziție și un săculeț. Un săculeț de transport pe care te încurajezi să-l folosești pentru că la interior este capitonat cu un fel așa de pilicică, un fel de microfibră, o chestie, astfel încât să nu se zgârie sticla. Camerele sunt protejate cu o sticlă tratată și este foarte expusă. De aceea să ai mare grijă să nu pui pur și simplu camera vreodată pe masă așa sau așa. Se poate zgâria sau chiar se poate sparge. Destul de rezistentă, însă există și riscul ăsta. Așadar, o husă de felul ăsta poate fi de ajutor și arată și destul de fashionable. În plus, în cutie am mai găsit un cablu USB micro USB pentru încărcare, o cărpă de microfibră pentru ștergere și un ghid de pornire rapidă. Nu o să intru prea multe detalii cu ele, că nu e nevoie acum. Bun! Cam acesta este gadgetul pe care o să-l porți după tine dacă vrei să începi să faci poze 360 pe care să le și poți șerui. Pozele de 360 se fac foarte bine cu DSLR-uri mari și o procedură întreagă, iar apoi niște specialiști stau și le lipesc între ele. O astfel de cameră îți promite că poți să faci poze pe care le poți naviga pur și simplu trăgând cu degetul pe Facebook și așa mai departe. Uh, Ți-am arătat în trecut exemple uh, și la mine pe Facebook sau pe canalul de YouTube pentru video, pentru că poți să faci și video și foto 360 cu această cameră. Altfel dintr-un plastic, vă spuneam cu sticlă, un mini afișaj aici și câteva butoane. Avem un buton de pornire, un buton de meniu și de acționat Bluetooth-ul, microfoane, LED-uri și o ușiță. Iar în spatele acestei ușițe avem acces la baterie, slotul de car microSD și conectorul pentru micro USB, adică să poți să încarci camera la nevoie. Bateria este așadar demontabilă, să zicem, ca să poți să o schimbi și s-ar putea să fie o idee bună dacă vrei să faci filmări mai lungi, însă recomandarea mea este să nu faci filmări lungi în 360, încearcă să le ții cât mai scurte, pentru că o cele urși pe Facebook sau pe YouTube sunt destul de greu de procesat. Facebook de multe ori nimic nu mi-a randat clipuri mai lungi de 2 minute, 5 minute, rar am reușit să le văd complete procesate pe Facebook. Dar cam asta este camera, așadar astea butoanele, hai să -o și pornim. Clipește puțin ledul ul albastru, apoi se aprind cele două roșii și în partea de sus am afișajul. Am un afișaj așadar o LED unde pot să văd modul în care este setată în momentul ăsta camera. Cu ajutorul butonului de meniu pot să și fac o parte din setări. Pot să trec setări, video, foto, time timelapse sau video looping. A, uite, pot să fac inclusiv schimbări de lentilă și așa mai departe, mărime video, foto, video size și chiar un timer pentru declanșare în momentul în care fac pozele, o să vă arăt cam care este treaba sau chiar formatarea memoriei interne, nu vreau să fac lucrul asta. Eu am setat camera să filmeze în calupuri de maximum 5 minute, din motivul pe care vi-l spuneam mai devreme și cam așa pornește atunci când îi dai drumul. Poți să dai pur și simplu pe foto, apeși o dată pe declanșator și în momentul ăsta nu mai trebuie decât să apăs o dată pe butonul roșu a piuit ca să mă atenționeze și a declanșat după două secunde, exact cum i-am spus. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că pot să fac așa. În viața reală o să faci așa. Să zicem, sau pur și simplu pui în altă parte și te îndepărtezi. Așadar, camera poate fi folosită și fără să ai un smartphone în mână pentru a opera. Și nici nu trebuie să vezi neapărat ce vede camera, pentru că pur și simplu ea vede 360 de grade în jurul ei. De aceea, recomandarea mea este uh, să o folosești în locuri cât mai înghesuite. O să-ți arate de jur împrejur tot ceea ce vede, dar fiind atât de wide, nu va vedea foarte departe pentru că perspectiva se va dilata destul de tare. Însă, până acolo, hai să ne mai legăm un pic de specificații și de butoane. Butonul așadar de pornire, butonul de meniu și de acționarea Bluetooth-ului, afișajul de aici, conectorii pe care vi-i spuneam, însă mai ascunde aici un senzor NFC pentru conectare rapidă cu, cu device-ul tău care trebuie să fie neapărat, vă spuneam, un Samsung mai nou de S6, o să ajungem și acolo. Un gadget de vreo 66,7 milimetri grosime și o greutate de 152 de grame. Ce ați auzit este camera care a intrat automat în standby pentru a uh, prezerva bateria și asta iarăși este o treabă deșteaptă. Ma, nu cred că te interesează foarte tare uh, că are un procesor grafic de nu știu care și un RAM de un giga și așa mai departe sau care are chiar și un pic de stocare aia, e vreo 32 de giga ceva de felul ăsta. Important este să cumperi de la început un card bun micro SD, spre exemplu noi folosim cu un Samsung Pro Plus de 64 de giga, însă poți să folosești, noi mai folosim destul de des în proiectele noastre și de la SanDisk. Fișierele sunt destul de mari și vor pune serios la muncă aparatul, dar și cardul de memorie, memorie pentru că îl filmează la niște rezoluții puțin atipice. Avem așadar două camere, două rânduri de senzori și de lentile, 15 megapixel CMOS, cu F2.0. Pentru partea de video însă lucrurile sunt un pic și mai atipice. Avem o, o singură cameră dacă vrei să alegi, poți să alegi care dintre cele două camere să filmeze va filma cu 2560x1440 o rezoluție să zicem ușor atipică însă în momentul în care folosești două camere rezoluțiile se combină pentru că din ce am văzut eu imagine de pe cele două camere ajung să se suprapună. Fiecare dintre ele filmează wide însă filmează mai mulți pe exemplu dacă filmează doar asta ea va vedea dincolo de jumătate. Atât de fisheye este lentila încât ea ajunge să vadă cam până pe aici, așa, și cealaltă invers. Și atunci ele se suprapun undeva aici, iar softul face lipirea, o lipitură um, destul de bună pentru gustul meu între cele două camere și ajungem la o rezoluție de 2840 pe 1920. Așadar, în teorie, fiecare cameră asigură 180 de grade, împreună combină 360 de grade. Dar, hai să vedem ce vede camera. Pentru asta vom folosi un S7 Edge și o să o facem uh, cât mai simplu, pentru că aș vrea să nu-mi bat capul cu împerechierea, o să mă folosesc de senzorul NFC, o dată o să uh, pornesc uh, camera, pur și simplu. I-am prin NFC și deja se conectează un piuit care mă atenționează că este conectat, iar în acest moment eu pot controla camera de la distanță, prin Bluetooth îmi și arată că s-a conectat acolo, însă imaginele vor fi transferate prin Wi-Fi, pentru că prin Bluetooth ar dura o veșnicie. Poți să și scoți cardul, să-l pui în calculator, însă din experiența mea mai bine le treci prin aplicație. Ai nevoie de aplicație din mai multe motive. În primul rând, hai să ne jucăm cu partea de viewfinder. Apăs pur și simplu pe butonul de cameră de aici de jos și o să intru în modul de vizualizare. Changing to live view, Iată. Cam așa. Asta vedea momentul asta și exact cum vă spuneam este destul de wide. Și deja de la jumătate de metru pară destul de departe în cadru, pentru că este destul de wide. Hai să și dau să înregistreze. Ca să vedem cum se întâmplă, trebuie să selectez modul. O să aleg între video, foto, time timelapse și video looping și o să trec pe video. Asta este o vedere panoramică sau pot să văd într-un glob cum, va arata, cum arată înregistrarea. Cam așa o să și vezi tu ca fișier finit ce urmează sau poți să vezi în modul dual. Și în momentul acesta a început să înregistreze video, pot să folosesc viewfinder-ul și să mai trag un pic de cadru stânga-dreapta, însă nu pentru mare lucru. Odată o dată, fișierul înregistrat, el a fost tras în memoria uh, camerei, exact cum îți spuneam, și poți să te duci aici și să-l vezi. Uh, se va duce în galerie și o să poți să dai click pentru vizualizare. În momentul ăsta fișierul este recompus pentru a putea fi afișat și durează câteva secunde lucrul ăsta, chiar și pentru clipurile sunt foarte scurte. Și în în care -a început să înregistreze video, pot să folosesc viewfinder-ul și să mai trag un pic de cadru să ne dată, însă nu pentru mare lucru. Ați prins ideea. Ne întoarcem iarăși la Live View, însă ce îmi place este că exact ca orice aplicație de cameră are câteva opțiuni aici. Poți să setezi rezoluția și uite, poți să ori destul de sus. Se duce până la 4K, fantastic. Video size, dual lens, 3840 pe 1920 La 2560 pe 1280 poți să trag chiar în 60 de frame-uri pe secundă. Nu e rău deloc. Rezoluția mai mare însă va însemna fișiere și mai mari o odată ce selectezi o rezoluție mai mare, fișele mai mari, va fi mai greu de procesat. Timpul de întârziere din momentul în care dai drumul la declanșare și pentru fotografie și pentru video, eu am descoperit că e bine pe două secunde ca ai timp să te așezi în cadru, mai ales pentru fotografii, poți să selectezi gain white balance, sau HDR, poți să lași HDR-ul ON. Destul de multe setări pentru o cameră care pare destul de mințică de la distanță. Aici, în partea de jos, poți să selectezi cu câte dintre camere să tragi. Și asta este o chestie iarăși interesantă. Dacă nu vrei video în 360, poți să folosești doar una dintre ele sau poți să o folosești pe poze de cameră de acțiune. Și așa uh, vede ea pe wide uh, cu o singură cameră. Filmarea nu arată rău deloc, iarăși. Întârzierea este foarte mică și imaginea destul de clară. Câte vreme ai însă lumină. Din testele noastre se scurcă evident bine în lumina zilei, însă cu cât scade lumina, senzorii nu sunt foarte mari, vei avea unele mici probleme. Apoi poți să treci pe camera din spate, dacă vrei să folosești camera din spate, sau din nou pe cameră duală. Dacă ții o astfel de cameră, o să o iei pentru uh, camera duală, pentru a face fotografii sau pentru a face video. Așadar, ea înregistrează cu fiecare dintre cele două camere și încearcă să recompune rezultatul. Din nou mă întorc în galerie ca să vă arăt un pic uh, cam ce văd eu atunci când intru în aplicație Gear 360. Ai la dispoziție două categorii mari, ai ce ai tras deja pe telefonul tău și ce se află în cameră. Și dacă, să zicem, filmarea de mai devreme sau fotografia mă interesează și vreau să fac ceva cu ea, o pot share dar cel mai bine o salvezi. În momentul în care dau save, ea este procesată și ajunge așadar într-o formă gata să fie share -uită. Acesta este secretul. Lucrurile nu se întâmplă pe loc. Chiar dacă vezi în live view, fișierul final trebuie procesat, iar la final mi apare această mențiune că este pe telefon, mă duc pe mobile device, o iau de aici și o pot share pe orice vreau eu. Dacă este video sau foto, pot să le urc pe Facebook sau pot să le trimit prin mail și așa mai departe sau pot să le pun pe YouTube. Așadar, în acest moment pot să văd ce fotografii și ce filmări am pe Gear 360 și ce am pe telefon deja. Oate ce le-am pus aici pot să le share sau pot să le vizionez direct pe telefon și acesta este flow în care eu lucrez cu camera ca să mă asigur că filmările sunt bine lipite între ele, spre exemplu cum este, aoleo ce selfie. Dar asta este un, un selfie în 360 aici în studio, așadar o formă în care poți să te joci cu tehnologia. Însă pe mine mă pasionează uh, partea de video 360 și îmi doresc uh, să pot face filmări tot mai bune. Și câte vreme vă spuneam, am lumina suficientă, camera se descurcă excelent. De aceea am scos-o la o tură prin deșert. Am făcut cel puțin două experimente cu această cameră. Am făcut un vlog în 360 într-un loc absolut spectaculos, pe barajul Hoover, undeva între Nevada și Arizona fix pe jumătate și am urcat camera 360 pe o dronă. Am vrut să facem o filmare în 360 de pe o dronă și pentru că nu există nicio dronă capabilă să filmeze în 360, am făcut noi una. A fost destul de complicat. am la magazinul de piese auto și am cumpărat o plăcuță de număr, șoricei, i-am legat de trenul de aterizare da, da, nu sunt nebun și am lipit camera de dedesubt. Așa am reușit să filmăm imaginile pe care le găsești în articolul de pe blog. Pentru că trebuie să le publicăm separat și abia începutul aventurii noastre. Pentru că această cameră va mai munce alături de noi ca să-ți aducem experiențe în 360, acolo unde merită. Cred în 360. Cred că acesta este un prim pas, este un pas interesant, e o tehnologie care îmi place și o implementare interesantă. Abia aștept următoarea generație, dar asta deja este mai mult decât suficientă pentru a face poze bune și filmări bune din nou câte vreme ai lumină suficientă. Mai multe informații și clipuri, exact cum îți spuneam, în articolul de pe blog. Nu uita să dai un like, un share, un subscribe și până data viitoare numai bine!